Salutare, e din nou weekend și vă iau cu mine pentru am ieșit din casă. Am câteva planuri, să vedem dacă reușesc să le duc la bun sfârșit. A plouat puțin, sunt destul de multe bălți pe afară, dar acum e și soarele. Sper să țină vremea cu mine ca să pot să filmez și să mă plimb pe unde mi-am propus. Am ajuns deja la mașină, așa că ne vedem când ajung la destinație. Țăranului Român, ne îndreptăm către târgul Piața Țărănească. Se ține undeva afară, nu este în interiorul muzeului, târgul. Și chiar sunt curioasă să vedem ce expozanți sunt pe acolo și ce lucruri interesante o să descoperim. Și după ce terminăm cu Piața Țărănească, o să mergem la Burger Fest, pentru că ne este foame și acolo să vedem ce găsim bunătăți. E foarte frumos afară, deși a plouat. Atmosfera e foarte plăcută și un aer curat. Îmi place. Deci avem din nou gogoși, dar nu mai vreau. Am mâncat săptămâna trecută, mi-au ajuns. Turtă dulce. Bună ziua. Masa. O să o găsiți pe YouTube. Ia uite ce frumoase sunt. Poftim, poftim. Sunt lucruri din Bucovina, Mănăstirea Moldovița. Avem aici de toate, adică toate modelele, toate culorile, aici tradiționale bătrânești. Uitați-vă, ăsta e primul ou care s-a încondeiat în viață, drumul omului în viață. Ăsta. Astea nu slăcuite, așa rămân mate. Avem frunza de stejar cu florile, clinișorii, drumul vieții, florile. Uitați, sporul casei, sporul belșugului. Avem și acolo mai micuții la bibilică. De lemn avem. Da. Foarte frumoase. Câtă migală să faci așa un ou. Mulțumim, poftim, dacă doriți, vă servim. Mulțumim. Foarte frumoase. Da, toate bunătățile. Plăcintă cu gutuie. Ai mâncat vreodată plăcintă cu gutuie? Eu nu. Torturi. Scaurată, afinată, uite. Crama Elisei. Hai să ne uităm și după aia vedem dacă ne luăm ceva sau nu. Ce frumoase sunt astea. Da. Ce vezi de lea? Și ia-ți cameră foto veche. Și astea sunt frumoase. Uite și de-asta de bucătărie. Ai o ciocovare frumoase. Asta nu sunt chiar tradiționale cu milionii, dar în fine. Uite aici, I. Uite ce frumoasă e vestuța Ilicu ăla. Aici ce avem? Este handmade. Uite cristale, cercei, inele. Mulțumesc. A, uite că se continuă și în partea cealaltă. Haide.
cutii tradiționale, foarte frumos, magneți. Ele sunt foarte frumoase și fustele alea. Uite ce frumoasă e aia pe care o întinde domnul ăla. Aia cu albastru. Și fustele îmi plac. Uite ce scrumieră frumoasă. Asta ce o fi? De furculiță. Și de unde ar avea toate astea? Le-au păstrat? Cuții de os? Da. Le-au păstrat de la bunici, străbunici. Sunt frumoase, îmi plac. Că sunt aparte. Da, un fel de râșniță. Dar îmi plac aici iile și... Da, le strânge, că e cam de închis. Oh, de... Asta e plug sau cum se numește? De arat? Wow, știu chestiile astea pentru că le-am văzut la țară cum funcționează. Ha, ia uite. Fir de călcat în miniatură. Tot așa, de-astea vechi. A, ce frumos e setul ăsta de ceai. Setul ăsta de ceai. Și acesta pe albastru. Pipă. Setul ăsta de ceai îmi place. Nu știu ce e ăla. Uite, și tacâmurile sunt frumoase. Da, și o groază de alte lucruri. Pardon. A, uite și setul acesta de ceai, ce frumos este. Ăsta. Îmi place foarte mult. Da, am văzut că aveți foarte frumoase. Sunt ale noastre sau le adunați de la diverse persoane? S-au adunat în an de zile. Adică nu fac parte... Noi noastre le adunați. Uite ce frumoase sunt aceste farfurii. Foarte frumoase. Îmi plac foarte mult. Oh, aș vrea și eu să avem așa. Mulțumim, succes! Îmi plac mult. Uite, ce e asta? Cash register? Ah, uite și aici câte vechituri sunt. Yeah. Ce ai văzut acolo? Sănătatea în familie. Și aveți la îndemână și pe cealaltă casă? Frumoasă. Ce, dop? Da, au foarte multe lucruri frumoase. Argint, bijuteriile. Frumoase. Ce? Asta micuță. Da, ce drăguț e. Bine, e... E o brichetă. Da? Da, apăsați pe un butonel de la și se ridică. Dar n-are, e pe benzină. Trebuie pus gaz, gen zipă. Că nu fumă. Da, dar nu trebuie să fumezi. O iei ca da, obiect decorativ. S-a ascuns testoasa. Aici, că durează. Da.
palul. E foarte mică. Din ce an o fi cartea asta? Aici ce găsim? Ha, nu știu ce sunt, dar arată instrumente de tortură. Astea. Bine, le-aș lua... Palmierul ăsta. Da, e frumos palmierul. Le-aș lua ca obiecte decorative, nu le-aș folosi pentru că sunt destul de sensibile. Și... sau poate așa, ocazional. Da, uitați cât de frumoase sunt. Toc de ochelari? Ia dă-ți fel că nu pot. Nu pot cu mâna. Nu, da, de stilou. De stilou și ce frumoase sunt. Uite ce șcuțele astea. Ce delicate. Oh, păi vreau și eu să ne cumpăr o mobilă de-asta frumoasă. Uite ce canapea. Da. Da. Vreau și eu oglindă din aceea, ca să mă aranjez la ea. Ia uite ce telefon! Din ce an e telefonul ăsta? E ud, că l-a plouat, cred. A, uite ce e treaba asta, ce frumoasă e! Holy Bible. E în engleză? Da. Mă uit momentan, mulțumesc. Ce? 1927. Wow, cât e de veche. Ce are? Nu știu, capitole, ce-ar fi alea, nu știu. Da, este perforată la margine. Aș vrea să cumpăr o dată numai așa, pentru că e dintr-o anumită epocă și nu se mai găsesc acum. Frumoase! Mulțumim! Da. A, bănuți! Bijuterii. Ai concurență puternică lângă tine. Da. Travel am făcut. E drăguță brățara asta. E ceva în interior? Ele astea sunt superbe. Și nu doar astea, și la celălalt stand erau foarte frumoase. Unde aveți mașina, domnul Pop? Foarte frumos. Foarte frumos la Târgul Țărănesc, tradițional. Și antichități, că ați văzut că au fost și câteva standuri cu antichități. Foarte frumos, mi-au plăcut foarte mult. Cred că mâine o să vin, astăzi e sâmbătă. Cred că mâine o să mai venim și poate ne achiziționăm ceva, că ne-au plăcut foarte multe lucruri. Astăzi am ieșit mai târziu din casă. Asta ca să cuplăm acest târg cu Burger Fest, care începe după amiază. Și am rămas impresionată. Foarte multe ii frumoase, obiecte artizanale. Da. Obiecte artizanale și antichități. Antichitățile mie îmi plac în mod deosebit. Oricând este un târg de antichități, încerc să ajung.
de obicei găsești lucruri de valoare și lucruri speciale care astăzi nu prea se mai fabrică. Bun. Mergem spre Burger Fest. Plănuim să mâncăm un burger pe acolo, dar să vedem dacă o să se și întâmple asta. Foarte frumos. Mi-a plăcut. Bravo. Aș vrea să mai organizeze astfel de târguri mai des, pentru că sunt foarte interesante. Și obiectele tradiționale chiar superbe. Am văzut niște ii cu o broderie, wow, extraordinară. Haideți să filmez un pic și împrejurimile, pentru că e foarte frumos pe aici. Împrejurimile. Nice. Hai să mergem mai departe. Am ajuns la Burger Fest. Uite ce drăguță e mașina aceasta, mică. Ne chinuim să traversăm pentru că este foarte, foarte aglomerat și nu e trecere. Am intrat la Burger Fest. E pe bază de bilet, 15 lei biletul. Super, poate câștig o bicicletă. Așa și învăț să merg pe ea. Burger de la Hard Rock Cafe și așteptăm să fie comanda gata. Delicios. Comanda. Și avem și niște apă. Ia tu apa. Ca să nu vorbesc pe mine. Da, de la Hard Rock. Mie îmi plac burgerii de la Hard Rock Cafe. Am mai mâncat și chiar au fost delicioși. Am fi putut să încercăm ceva nou, dar că sunt multe firme aici. Dar ne-am oprit la Hard Rock pentru că, nu știu, așa am vrut noi. Burgerii noștri sunt gata. Mulțumim. Wow, ce bine arată. Yay! Deci foarte multă lume, noi am ieșit, dar este o coadă foarte mare care se continuă pe trotuar. Aici este intrarea și coada este până în spate. Deci sunt încântată de rujul pe care îl port, adică acesta de la Slick, Met Me, nuanța este shabby chic. Sunt încântată pentru că am mâncat cu el, am mâncat acel hamburger cu cartofi prăjiți și au fost uleioși, am mâncat cu mâna, nu cu furculița sau ceva de genul acesta și rujul a rezistat foarte bine, încă îl mai am pe buze. Și sunt super încântată, chiar nu mă așteptam să fie atât de bun, deci vă recomand cu încredere. Trebuia să ajungă într-un videoclip cu primele impresii, dar până să ajung acolo vă spun aici că îmi place foarte mult. Pentru că am primit întrebări de la câteva fete care erau curioase despre acest ruj. Și uite, acum vă spun, da, este super bun și foarte rezistent. Adică buzele arată super bine după ce am mâncat un hamburger. Ce pot să vreau mai mult de la un ruj? Cât este de frumos. Chiar nu zici că ești în București. Super. Și e curat, aer curat și un pic răcoare. E o atmosferă perfectă. Că la Burger Fest ne-am cam umplut de fum. Pentru că asta este, se găteau acolo burgerii. Foarte frumos. De acolo am venit noi. Salutare, este duminică. E duminică după amiaza, este aproape ora 5. Am ieșit un pic să ne plimbăm, dar deocamdată stăm la mașină pentru că trebuie să schimbăm un far. E frumos afară, deși adie puțin vântul. Știu că am zis că astăzi vreau să merg la grădina botanică, la expoziția de flori africane. Dar ne-am culcat foarte târziu aseară, a fost sâmbătă seara și am dormit mult astăzi, am fost obosiți, așa că n-am mai ajuns la nicio expoziție, îmi pare rău. Cred că era ceva foarte interesant de văzut, dar asta este data viitoare. Am fost obosiți și am preferat să ne odihnim, pentru că
Eu aseară am stat foarte mult ca să editez niște videoclipuri, pentru că săptămâna asta care vine am diverse lucruri de rezolvat și nu prea am timp de editat. Pentru că îmi consumă foarte mult timp editarea video, pentru că sunt începătoare și mai mă bâlbâi, da, nu vorbesc super cursiv. Și da, cam asta facem, vrem să ne plimbăm puțin, am ieșit să luăm puțin aer, dar înainte trebuie să ne schimbăm un bec la mașină. Și să ne plimbăm după aceea. În vlogul de săptămâna trecută nu v-am spus, dar săptămâna trecută am fost la film, am fost la Captain America, Civil War. Nu știu dacă voi l-ați văzut, dacă l-ați văzut, îmi lăsați bara cu comentarii, impresiile voastre. Nouă ne-a plăcut foarte mult, chiar a fost foarte interesant, nu mă așteptam să fie atât de tare filmul. Recunosc că am vrut să mă duc doar pentru că unul dintre actorii care joacă în acest film este român, dar am rămas plăcut impresionat de film, mi-a plăcut foarte mult, așa că le recomand. Dacă vreți să mergeți la film și căutați ceva să vă și distreze puțin, puteți să vă duceți la Captain America. O parte a acțiunii se petrece chiar în București, deși nu au filmat fizic în București, dar au filmat în altă parte, pentru că m-am uitat pe IMDb. Au filmat undeva la Berlin, dar în film se presupune că ei ar fi în București. Foarte frumos, mi-a plăcut și distractiv. Și încă o chestie, când se termină filmul și începe genericul, să știți că nu acolo se termină de fapt filmul, după generic mai urmează o mică bucată, așa că nu vă ridicați să plecați cum ați văzut genericul, pentru că o să ratați o mică parte din film. Și vreau să vă arăt tricoul meu cu The Rolling Stones. Da, sper că se observă cu limba scoasă. Îmi place foarte mult. Da. Deci, asta e vlogul de săptămâna aceasta. Săptămâna viitoare știu sigur că are loc Noaptea Muzeelor, la care nu știu încă dacă o să ajung sau nu. Săptămâna viitoare avem ceva plănuit pentru weekend, dar vom vedea dacă planurile noastre or să se îndeplinească sau rămânem să mergem la Noaptea Muzeelor. Cred că o să închei aici vlogul. Dacă apare ceva între timp, o să scot camera și o să filmez și o să pun un vlog. Dacă nu, v-am pupat. Următorul vlog nu știu când va fi. Dacă nu va fi săptămâna viitoare, probabil peste 2 săptămâni. Sau cine știe, dacă se întâmplă ceva interesant pe parcursul săptămânii, o să filmez. Dacă o să particip la ceva interesant, o să filmez și o să urc pe YouTube. Cam asta este weekendul. V-am pupat, vă doresc o săptămână ușoară și ne vedem data viitoare. Toate cele bune!